Un nou focar a fost identificat la nivelul județului Iași. Direcția de Sănătate Publică a anunțat că la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria, 27 de persoane au fost depistate pozitiv la testul pentru coronavirus. În acest context, mai multe măsuri au fost luate. Direcția de Sănătate Publică informează cu privire la apariția unui nou focar COVID-19 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria, la secția hemato-oncologie, unde au fost confirmate 27 de persoane, 14 pacienți și 13 însoțitori. Menționăm că în momentul de față nu este confirmat pozitiv cu COVID-19 niciun cadru medical. Ca măsuri putem spune că pacienții pozitivi au fost izolați în spital și s-a efectuat dezinfecția spațiilor secției.